Istoria clădirilor vechi, în care de cele mai multe ori autoritățile iau decizia că mai bine demolăm decât să reabilităm, se pare că se repetă și în cazul Palatului Copiilor din Giurgiu. Pereții sunt deteriorați și plini de mucegai, ferestrele nu se închid corespunzător, generând frig și curent, mai ales iarna, acoperișul prezintă numeroase fisuri, iar atunci când plouă, apa pătrunde în încăperi. Acestea sunt doar câteva dintre problemele apărute în lipsa unei reabilitări a clădirii. Cei ce sunt afectați de nepăsarea autorităților și trebuie să îndure toate aceste condiții mizere sunt copiii și cadrele didactice de aici. Potrivit conducerii instituției culturale educative, nu au mai fost efectuate lucrări de reabilitare la această clădire de mai bine de 30 de ani. O reabilitare, în adevăratul sens al cuvântului, nu știu dacă a fost. Prin anul 1983, când această clădire a fost dată spre folosință Casei Pionierilor de atunci și Palatului Copiilor de astăzi, s-au construit două anexe, două buzunare, cum au fost ele denumite, cu acoperiș terasă în afara clădirii propriu-zise. De atunci nu au mai fost efectuate decât igienizări curente, mici văruieli, reparații atunci când ceva s-a deteriorat și, din ce știu eu, în anul 2006 sau 2007 s-a încercat înlocuirea tablei acoperișului. Cei care încearcă să îmbunătățească imaginea sălilor de clasă sunt profesorii cercurilor. Pentru un aspect mai plăcut, un cadru didactic a adus chiar și covorul din propriul apartament. Încă din anul 2007, clădirea a intrat în proprietatea Ministerului Educației. De atunci și până acum, majoritatea micilor reparații care au fost efectuate au provenit din fondul de reparații de la Inspectoratul Școlar Județean, precum și din sponsorizări. În anul 2007 a fost cumpărată de la foștii proprietari, clădirea a fost achiziționată cu un preț destul de mare, la anul respectiv 1.200.000 de lei, mi se pare, și din cauza asta nici nu putem să pretindem administrației locale sau județene să investească, să facă investiții, pentru că nu există bază legală. Așa, sponsorizări, mici sponsorizări de câteva zeci de milioane sau mii de lei au mai fost făcute pentru reparații mici. Conducerea Palatului Copiilor a adus anul trecut la cunoștință Inspectoratului Școlar Județean problemele cu care se confruntă. Inspectoratul General a transmis mai departe la minister, însă bugetul pentru anul școlar 2014-2015 era deja stabilit și a rămas ca problemele să se rezolve posibil la bugetul următor. Profesorilor și elevilor nu le mai rămâne decât să spere că Palatul Copiilor din Giurgiu va avea o nouă imagine. Clădirea constituie una dintre emblemele cultural-educative ale orașului, atât prin vechimea și tradiția edificiului în sine, cât și prin talentul copiilor care activează aici. În anul școlar 2014-2015, peste 1.500 de elevi au frecventat cercurile instituției cultural-educative.